Ce fericiți hunedoreni și-au strigat nemulțumirile în stradă. În cursul zilei de ieri, câteva zeci de sindicaliști din CFR au pichetat sediul prefecturii. Unitate! Una dintre cele mai mari nemulțumiri ale sindicatelor din CFR este neaplicarea statutului lucrătorilor de la căile ferate. La aceasta se adaugă și amânarea creșterii salariilor, condițiile precare de muncă și lipsa de personal. Ne manifestăm nemulțumire vis-a-vis de prorogarea articolului 194/2020 privind statutul personalului feroviar, nepunerea în aplicare acestuia, în care prevede o vârstă de personale cu 5 ani mai mică decât cea inițială pentru personalul care concură la siguranța circulației. Totodată ni s-a promis o creștere salarială de 10%, nu se pune în aplicare, condiții de muncă precare, neangajarea de personal pentru a putea să preie ștafeta celor care vor fi pensionați. Ceferiștii reclamă și lipsa unor sporuri și afirmă că salariul unui angajat, chiar și cu aceste bonusuri incluse, se cifrează la circa 2000 de lei. Ar mai exista un spor de noapte pentru cei care lucrează în regim de tură, dar cei care lucrează în regim de tură sunt puțini. Majoritatea lucrează la 8 ore și ei nu beneficiază de sporuri din astea de noapte sau de sâmbătă și duminică. Deci vorbim doar de două sporuri cu caracter permanent, cel de vechime și sporul de muncă grea feroviară, care chiar este grea. Dar și cu aceste sporuri, salariul de încadrare fiind mic, nu se ridică prea sus. Omul nu poate să ia mai mult de 2000 de lei. Pichetarea prefecturii pe care ceferiștii au făcut-o chiar de ziua lor este doar un început al mișcărilor de protest. Acestea putând ajunge, conform sindicaliștilor, până la blocarea totală a activității.